logodnic. Titirezul se îndrăgosti nebunește de mingea cu care stătea împreună în lada cu jucării. O și ceru de soție. Suntem făcuți unul pentru celălalt, îi spuse. Tu sari, iar eu dansez, facem o pereche minunată. Dar, din păcate, mingea era foarte încrezută și refuză titirezul pentru că dorea ceva mai mult. Eu sunt tot timpul în aer, iar logodnicul meu este un rândunel. Numai cu el mă voi căsători. Într-una din zile, mingea dispărut. Titirezul a crezut că s-a căsătorit cu logodnicul pe care și l-a lăsese, dar nu putea să o dea uitării și era cu gândul numai la ea. Zilele treceau și pe rândunel îl vedea afară în curte, dar pe minge nu a mai văzut-o. Se uita mereu la rândunel. Acesta împreună cu rândunica își hrăneau pui, învățau să zboare și apoi toamna plecau spre țările calde. Se întorceau doar primăvara înapoi. După mulți ani, primind o lovitură strașnică, titirezul ajunsese departe până la marginea unui drum de țară. Acolo, o sări pe vechea lui prietenă. Avea culorile șterse din cauza timpului petrecut în ploaie și vânt, dar cu toate astea, titirezul o recunoscu și o ceru din nou de soție. Iar mingea, căreia de mult nu-i mai stătea gândul la rândunel, acceptă bucuroasă, cu toate că și titirezul avea carcasa crăpată și culorile mai șterse de când nu se văzuseră. A înțeles că el trebuia să fie alesul ei și nu rândunel cu care nu se potrivea deloc.